La finele anului trecut s-a desfășurat proba scrisă din cadrul celei de-a doua sesiuni din acest an școlar a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județ. Potrivit datelor furnizate de către ISJ Maramureș pentru această sesiune a concursului, în județul Maramureș sunt vacante 58 de funcții de director și 31 de director adjunct, pentru care s-au înscris 85 de candidați, din care 81 de dosare au fost validate în etapa de înscriere și de validare a candidaturilor și au permis participarea candidaților la proba scrisă, iar 4 au fost respinse. La proba scrisă au fost prezenți 74 de candidați, 7 au absentat. Au promovat proba 46 de candidați, procentul de promovabilitate fiind de 62,16%, iar 28 au fost respinși. Nu au existat candidați aflați în izolare sau carantină la data probei scrise care să fi solicitat participarea la sesiunea specială programată la data de 4 martie 2022. Rezultatele concursului au fost afișate în cursul zilei de vineri, 18 februarie, la sediul și pe site-ul ISJ Maramureș. Potrivit oficialilor instituției, s-au înregistrat 4 contestații privind rezultatul obținut la proba scrisă. După validarea rezultatelor la proba scrisă, conform calendarului anexă la metodologia de organizare, urmează constituirea comisiilor pentru proba de interviu, mai arată conducerea ISJ Maramureș. Interviurile vor avea loc în intervalul 16-25 martie 2022. Din comisiile de evaluare vor face parte, la fel ca în prima sesiune, un inspector școlar, 2 reprezentanți ai unității de învățământ, un reprezentant al autorității locale și un specialist în resurse umane sau în cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management.